Da, prieten, bine ați venit la un nou vlog. Hai că niște bani să-ți dau niște bani. De unde, dâncă? Să-ți dau datoria ta care mi-ai dat-o de ți-am luat roșii. Dâncă, hai. O iei? Da. Bă, roșiile cine le-a mâncat, eu? Bă, tu le-ai mâncat. Eu? Hai, mă. Hai, mă. Mă, dă banii. Hai, hai. Mai ce tu la mă, hai. Tu ai bani, mă, uite ce așa tu. Una? 50, 60, 70, 80. Și doi. Aia. Lasă că totuși făcea 90. 8 lei, lasă. Aia, 8 lei, că nu, și tu știi să vorbești mai așa. Atâta, atâta, atâta facea. De-aia cu ea? Da, cu totul. Da, nu-i rog butoi de-aia. A zis că ne aduce butoi, dar nu știu dacă mai aduce. Și șonca? Ce șonca? Un motul. Trebuie și mai dăm gândul. Nu mă duc gândul. Vine mai mult de dăine, cu gândul. Ia uitați, prieteni, cine-a pregătit bunicul sau? Cine-a pregătit bunica? Păi vezi că vede vlogul și... Ah, da, lasă să vede. Păi uite ce friptură s-a făcut bunica ta, mănâncă. Hai, mănâncă așa cu murghei, cu usturoi, cu de toate. Mâncăm acum, mâncăm. Mănâncă cea mai bună mâncare, cea mai... Ai mâncat el post, ce ai mâncat? Carne. Carne ai mâncat, eu am mâncat post. Asta e mâncare. Acum luăm în bani să ne luăm niște roșii, niște castraveți. Da? Pâine, pânica. Mamă, dar ce moșteni, ce stropel făcurăți. Ca lumea, ca lumea. Eu l-am făcut eu. Tu, Denisuca? Da. Am mâncat iar bunicuța cercei pe ea, frumos. Hai, prieteni, că revenim, că trebuie să facem. Prieteni, am revenit, am mâncat, am făcut, am băut. Ce? Ce ai băut? Unde ai fost și tu? Unde? Că eu am fost singură. Unde? Eu ce m-am plimbat și eu pe la pruschii mei, mai m-am fost, mai m-am plimbat. Mai am mâncat pește, mai am mâncat ceafă de porc, mai am mâncat pui pe grătar. Oh, ai dus-o bine, bine, dar rău astăzi. Am bine, foarte bine, nu ca tine. Și am stat acolo vreo oră și ceva. Moșul n-a vrut să meargă cu mine. Ce faci, mă, moșule? Mănânc o țără lămâie. Mănânc lămâie de diabet. Aia e bun la diabet. Ai, ea cum e la diabet, lămâia, lămâia. Să vede o tâmbănă de lume, o tâmbănă de oameni. Că mănâncă lămâie de diabet, moșul, care are diabetul. Și eu am fost și m-am plimbat. Eu l-am lăsat acasă cu bebe, dar nu l-am lăsat mult și am venit acasă. Dar m-a dus și ție o porție de pui pe grătar și cu niște ceafă de porc, cu niște alea. Dar vă că nu-ți place să mănânci, dar ce ai de nu mănânci? Lasă acolo, uite-te la cameră. Ai. Te uiți în altă parte când vorbesc eu. Ce, gata, Tiho, nu eram atent, iartă-mă pe mine. Bă, de ce nu erai atent? Avem și o puțină treabă pe aici. Tu, puii mei, nu mi le-ai băgat pe vlog. Tu, porcii mei, nu mi le-ai băgat pe vlog. Știi că nu supăr pui. Că unde mă năcăjăsc eu cu ele și unde pătimesc cu ele. Dau banii mei în loc să-mi iau tratament, medicamente. Eu cu moșul să mă țin, să mă întrețin cu medicamente. Iau mâncare la porc și la pui. Vreau să-ți cresc pui, să-ți fac pui, să-ți ouă, să mănânci ouă câte 10 ouă pe zi. Mie nu mai îmi să fac numai calciuri. Ei, apă, tu ce vrei să facem? Nu știu. De ce nu mă înțelegi tu pe mine? Hai să mergem și noi la piscină. La piscină, cu abia am văzut căldura și să mă duc să mă bag în piscină. Să fac prămânie, broșetură să fac la prămânie. Ce să faci? Broșetură la prămânie. Broșetură la prămânie. Da. Mă bagi în apa cu lață, domne, să vine augustul, 22-23 august. Să ne băgăm la piscină la Câmpianu. Mă duc și eu atunci, dar mi-e frică de șerpe. Nu mai deschide. Mă, da, mi-e frică de șerpe și de pește, că mă mănâncă pește, că are pești mari acolo. Dacă mă mănâncă vreun pește, vine așa pe mine de acolo din apă. Unde dau eu capul meu și picioarele mele?
pești nu mănâncă. E, nu mănâncă, mă mănâncă dacă sunt pești mari și flămânzi. Mă ia de picior, mă ia de degete, de picioare lui și mă mănâncă. Și tu crezi că ce mai fac acolo? Acolo am murit soapă. Acolo mă duc soapă. Da. Și uite că fu vreme foarte bună, foarte călduroasă, dar ziceam să spăl și eu covoarele mele. Să-mi fac și eu țără curat, mă, domne meu, să fac o țără curat în casa mea. Am spălat covoară ieri. A, o spălă bunică ta de la ea din casa mare, dar e din casa mea asta mică. Mie ce să spală? Vine Luci și vine Olga. A venit Luca. Eu le spăl eu. Ai auzit, a venit Luca, s-a încertat cu mine Luca. De ce? Eu nu sunt nepoata ta, bunico. O da bivez numai pe Luci, o da bivez numai pe Olga, o da bivez numai pe Denisa. Uite că te da bicheva și pe tine, că vii la mine, mai spun și eu o cafea, mai îți dau și eu mâncare, mai așa, ce să-ți fac? Mai îți dau și eu ce pot. Și până la urma urmii să-i, tu nu ești nepoata mea, vai de mine ce mi-ai zis, bunicuță, stai că te spun la mamă. Du-te, spune-mă la mătă, du-te, spune-mă la mătă. Veni să înceartă și aia cu mine, Luca. Veni supărată de unde veni, veni pe mine și să luă cu mine în gură. Face și ea ronturile, sapă și ea ronturile pe acolo, prin soare. Tu te-ai apucat să-ți faci curățenia de Paște? Nu ți-am spus că nu m-am apucat. Păi de ce? Păi nu mai puteam și eu, mai mă doare picioarele. Și acum, cred că de mâine încolo îmi fac curățenie. Că te mamă ta nu mai veni să-mi face și mie curățenie. Păi mama are treabă. O are treabă, o să mamă. Facă bani. O să facă bani, să ia porc. Păi da. Mie ce să-mi ia și mie porc, maică de Paște? Uite moșul tău de acolo, uite moșul. Ce să-mi face moșul ăla? Ce să mai face? Ce nu poate să mai mănâncă lămâia din farfurie? Cine mi-a și mie porc că mor de foame la vară? Noi, nepoți. A, tu? A. Și cu tatăl tău. Aha. Hai să o ajute Dumnezeu și Paștele, să nu luați și mie un porc mai mic. Hai, Doamne, un porc mai mic să-l bai la găleată. Știi de cât? De 200 și. Nu, nu. Peste 200, mă, unde, mă, să nu mi-ai unde sări 200 de, de kilograme? Peste 200 ce? Nu. Da cât? Fii atent, maxim până în 40 de kilograme. Mamă, Doamne, nici să nu mi-l aduci că-l toc. Îl toc și-l mănânc, Păi, de-aia să-l mănânc. Păi ce să fac, o comport toată vara 4 jetile. Zii tu ce să fac eu cu el. Păi, mai vine și mie Luca, mai vine și mie Culuțu, mai vine și mie Mădălina. Mai vine Ileana cumnată mea. Mai vine Luminița, mai vine Tomiță. Că ai văzut cum dau neamurile pe la mine. Păi le dai și lor câte o bucată. Câte o bucată, le dau câte o bucățică, le pun masa să fie bogată înaintea lor când a venit. Îmi e rușine să le pun câte o bucățică, le pun câte o farfurie de ea împănată. Așa trebuie să fac. Dacă vin pe la mine, pe la mătușa, vin pe la mine, pe la neamurile, pe aici, eu ce să zic? Să nu le dau să mănâncă? Să mă iau cu bâtul după ei? Trebuie să mă duc să mă tund iar. Ia mai lasă-mă, maică, tu te tunzi în fiecare săptămână, dar ce maică ai fi tu? Nu vezi că-mi cresc cu părul și nu-i bine. Lasă-l să-l așa, să face frumos ca lui Sandu Ciorbă. Ai văzut ce păr frumos are și creți? Mie îmi place de părul lui. Mamă, dacă nu-mi las părul așa să se facă. Da, că părul tău exact creții ca al domnul Sandu. Da, mă pustești pe mine cu Sandu. Mă, cum? Că așa e și părul tău. Mai crezi ca al domnul Sandu. Păi știu, că domnul Sandu e domnul Sandu. Auzi, Ioane, trebuie să-ți caut eu poza aia cu părul tău ăla. Mamă, Doamne, și cu frumoșața ta ce erai. Era mult spus, era. Pe soare vedeam, dar pe tine nu vedeam, așa erai de frumos. Da. Și de talentat, așa, așa, ai de mine. Da, uite, ți-a lăsat un ciocuz de barbă, nu mai zic nimic, și mustață ți-a lăsat pe gură. Cine te vede cu barba aia așa? A?
Cine vede și pe tine cu bărbaș aia așa și cu... Cu mustața aia? Ha? Nu știu, Iisus. Iisus? Mă, te rog frumos să dai bărbuța aia jos, că mie nu-mi place. Mă, ce nu înțelegi, că acum generația cea nouă își lasă mustață, barbă, cioc. Mă, lasă-mă cu berbile aia, că nu-i bine cu berbile aia. Cu berbile așa, cu berbile. Nu-i frumos cu mustățile și cu berbile aia. Du-te tu undeva și vezi tu om fără mustață sau fără cioc sau fără barbă. Ăta, mulu. Pale, mulu. Du-te tu și vezi undeva dacă există vreun... Unde să mă duc eu să-ți las eu pui și porci? Cine le dă să mănâncă? Unde să te duci tu? Tu și cu fata ta, Maria, nu vă deplasați de acasă? Unde să mă duc eu și fata mea, Maria? Fata mea, Maria, urlă, urlă oalele după voi. Urlă oalele, că urlă. Urlă, nu așa. Voi sunteți țăranci. Păi suntem, așa e, cum sunteți și fata mea. Nu se duce, nu plimbă, n-a avut o vorbă, n-a făcut o greșeală în viața ei. Bărbatul a înșelat-o, dar nu l-a înșelat niciodată de când e fata mea. Ăștia sunt fete și fete ca lume, nu alea care înșală bărbații. A, bă, ce faci? Da? Așa și tu când ai luat femeie, nu înșela-o, dar nici alții nu te înșală pe tine. Da? Aha. Așa fac. Ioane, o să fii te dus cu trenul, cu acceleratul, după măta, după tată, acolo. Mă, și ce să fac eu acolo? Mă, cum ce să fac? Să te duci cu el în sat. Păi ei vând pui. Să faci afaceri. De la 18 ani nu o să mai stau acasă deloc și o să te rogi tu la mine să vin acasă și nu o să mai vin. O să vezi. Cât de curând? Păi nu zic să pleci tu de tot să-ți iai o gajică și să stai cu ea acolo ani de zi. Nu cu gajică, dă-o dracu de gajică. Ei, trebuie să vii sâmbăta și duminică acasă să-ți ferm o oală de sarmale, o oală de fasole. Nu mai vin deloc. O oală de cartofi. Când vreau să fac 18 ani, fii atent aici. Îl zic pe vlog, să audă și prieteni. Așa. Când o să fac 18 ani, așa, vreau să-mi luați mașină, așa, și vreau să-mi faceți majoratul, nu cer mult, o mașină și majoratul, și după aceea o să mă mut singur. Când ți-ai luat mașină, tu să te duci să te muți? Da. Păi ce mai fac? Cu cine mai rămân? Cum cu cine? Cu tata, cu mama, cu moșul tău, cu mă lasă tata și mama, ta, nu vezi că băiatul meu și tata și mama ta că nu sunt acasă cu luni, cu săptămâni? Așa mă duc și eu, mă mut acolo unde e tata, la Călan. A, cu tata tău? Aha. Zice că e vreo una să te duci cu ea acolo. Nu. Nu, n-ai voie să faci așa ceva. Să nu faci tu mama așa, să fii cu minte. Da. Tată tău a fost cu minte, tată tău n-a făcut nicio abatere până acum. Da, ăla a fost băiat cu minte, din toată strehaia. Fix tata. Fix tată tău, din toată... N-a avut nicio relație. Din toată strehaia și din toți izvicenii, el a fost cea mai băiat cu minte, tată tău. Și mama ta a fost fată cu minte, nici ea n-a avut nicio abatere, dar nici tatăl tău nicio abatere. Da. Nici tatăl n-a avut. N-a avut. Aici. Îi mulțumim lui Dumnezeu. Nu știu ce o face mai înainte, dar până acum garantez pe nepotul meu. Cea mai bun băiat din Srehaia. Da. Și-al mai cu minte. Hai mă, bunicuțo, că nu există bărbat să nu înșeală. Nu așa, Ioane. Păi de când ești tu? L-ai aflat tu pe tata ta cu vreo înșelătură cu cineva? Eu nu știu și nu permit eu să vorbesc aici despre tata, că nu-i dreptul meu. Adică e dreptul meu, dar nu vreau eu să Da, vorbesc. Nu e, tata tău a fost cu minte, cel mai cu minte. Așa e, poate. Toți au greșit, dar tata tău n-a greșit niciodată. Hai că de bunicul tău nu-ți pot să zic. Nici bunicul n-a greșit. Ha? Ba, mai a greșit și el. A greșit că mă audă Dumnezeu. Da, tată tău, nici atât. Tată tău a fost cu minte, dar cu minte este. Gata, prieteni,
Tata a fost cu minte, bunicuța zice adevărul. Da. Ia! Și acum urmează întrebarea roșie. Întreabă-l. Moșul, cum ai fost moșule când ai fost la vârsta mea? Cum sunt eu acum, minte, tine? Cu minte. Ai fost cu minte? Da, cu minte, da, cum să. Cu minte, mă duc. Da, bă. Vorbește cu tata. A, m-a sunat tata. Hai, prieteni, că revenim.